Cu prilejul Zilei Naționale a României, 1 decembrie, 5 pompieri mehedințeni au trăit sentimente înălțătoare, fiind avansați în grad în cadrul unui ceremonial militar desfășurat la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți. În semn de apreciere pentru modul în care și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, un ofițer, un maestru militar și 3 subofițeri au fost avansați ieri în gradul militar următor, înainte de expirarea stagiului minim. Noile grade le-au fost înmânate de către inspectorul șef al ISU Mehedinți, colonel Florentin Dragomir, care i-a felicitat și laurat succes în carieră.